Și e cazul pentru ceva diferit. Ceva mai matur, aș spune eu, să știți că tind spre maturitatea sa marelui preot. Și avem plăcere, avem senzualitate, avem frumusețe. Da, e ceva ce vă face foarte mare plăcere. Deci e o schimbare pe care voi o cam doriți pe undeva. În sufletul vostru. Asta este cea care are rădăcină, dacă nu mă înșel. Nu, nu e chakra rădăcina, este chakra sacra. Bun, ok, iar la baza pachetului e o carte, o să încerc să o arăt într-un fel. Avem aici sexualitate, da? 13 din nou, chakra sacra. Avem deschidere, avem din nou frumusețe, beauty, onoare și a împărtăși, a oferi. Interesant! Foarte interesant, dragii mei. Să știți că e o lume interesantă pentru voi. Energia asta este foarte pe placul vostru, a zice, să știți. Chiar dacă poate la prima vedere nu pare sau ba da, ar părea pentru că e schimbare și vouă vă plac schimbările. Ia uite, emoții din nou. Aceeași chakra, 11. Ce e foarte reprezentativă imaginea pentru voi. Avem stări, avem expresie, echilibru, sentimente, fel și fel de schimbări, dar partea asta nu era deloc stabilă. Ceva aici nu mergea cu cinciul ăla de monede de acolo, nu știu, era ceea ce nu v-a mers. E ca și cum, nu știu, unii dintre voi poate ați fost dați afară, unii dintre voi ați demisionat, pur și simplu ați rupt o legătură cu ceva ce credeați că merge, job, iubire, prietene, etc. Și poate chiar asta se și întâmplă acum, cu ceva ce credeați că merge foarte bine, dar de fapt s-a terminat extraordinar de prost. Așa simt. Și va provoca multe stări. Oh, ok. Limite personale avem aici. Autenticitate, putere. Avem alegere foarte importantă, alegere foarte important să vă cunoașteți limitele personale. Veți fi și testați puțin. Și echilibru emoțional. Ajungem din nou la iubire, la relații. Stabilitate, armonie, pace, fluiditate, exact, fluiditate, foarte multă fluiditate aici, foarte multe lucruri schimbătoare în această lună pentru voi, dragii mei, ceea ce e interesant pentru că urmează sezonul fecioarei la sfârșitul lunii august, ceea ce înseamnă într-adevăr mult mai multă instabilitate pentru că este o zodie mutabilă, dar totuși este de pământ, ceea ce este bine. Dar este o zodie care se seamănă foarte mult cu voi pentru că aveți aceeași planetă guvernatoare, adică Mercur. Deci o să vă simțiți totuși bine, o să fiți în elementul vostru în a doua jumătate, dar și în prima jumătate, toată luna, pentru că avem și Leu, potențează foarte mult energia, emoțiile voastre, foarte mult stima de sine și foarte mult stima de sine în comunicare, în expresivitate, e foarte importantă. Da, e o lună în care trebuie să înțelegeți niște lucruri din punct de vedere emoțional, pe plan personal, de relații și așa mai departe. Să înțelegeți de ce s-au schimbat niște relații în viața voastră, de ce n-au mers niște lucruri, dar cred că știți deja, nu trebuie să le mai înțelegeți. Ideea este să vă temperați emoțiile pentru că urmează să se schimbe și simt că de la sine, nu simt că este o schimbare pe care trebuie voi să o faceți, simt că e o schimbare care va veni de la sine. Și chiar pe neașteptate, mă uitam la persoana asta de aici, din personajul ăsta feminin, și îmi place foarte mult că mi-a venit acum în minte ideea că ea construiește așa un zid și încearcă să-și facă acest zid care este practic, da, o limită personală, ar putea să de fapt reprezinte acest zid. Și în timp ce construiește acest zid, că are totuși încă o cărămidă în mână, dacă văd eu bine. Mă rog. Nu contează. Poate să aibă. În timp ce construiește acest zid, parcă ceva o întrerupe din construitul ăsta al ei și se uită așa în spate. Deci, o ia prin surprindere ceva, vede ceva în spatele ei, întoarce privirea, așa o să fiți voi, întoarceți puțin privirea și vedeți că lucrurile se cam schimbă și o să ziceți, hopa,
Ia uite, de unde apar chestia asta, de unde apare omul ăsta, de unde apare dorința mea de nou, de nou în iubire, de nou de oameni diferiți, de nou în, nu știu, perspective de joburi noi, de carieră nouă, habar n-am, ceva ce simțiți voi. Nu o să fie așa, iurea, ceva ce simțiți totuși voi. Eu zic că eu am pe colaborare pe prieteni, foarte mult pe prieteni, să știți. Pe colaborare, din punct de vedere profesional și după mai apoi pe iubire, dar în mod special pe prieteni. Și, nu știu, poate nu vă mai plac unii prieteni, poate realizați că unii dintre voi vă întrec oarecum măsura, aceste limite personale. Se întâmplă ceva acolo. Oamenii cu care lucrați, clienții voștri, angajații voștri, colegii voștri de muncă și așa mai departe. Ceva acolo e puțin diferit. Și se arată schimbarea și după începe cu adevărat să se afirme și uite că aici și sunt și niște oameni care cad. Deci, clar, e foarte mult pe curățare, pe schimbare, pe fluiditate. Ăsta-i cuvântul aici, fluiditate, să știți. Ce să zic? Emoțiile sunt peste tot. Dar cred că sunteți obișnuiți, da? Eu am încredere în voi. Și știu că sunteți niște persoane foarte cameleonice, deci nu cred că nu vă sperie pe voi o schimbare nici de cum. Dar e nevoie, uite, de la 5 de bâte, la echilibru emoțional și nu pare. N-ai fi zis. La prima vedere n-ai zice. Dacă am acolo, ar trebui să ducă. Bun, ca zile, zodii, zile importante. Hai, zodii. Altcineva din zodia Gemeni. Taur. Fecioară, leu. Scorpion. Vărsător. Interesant. Zodiile fixe. Și pasă pachetului ce am avut, handul de cupe, da? Ok, poate și eu din zodia Rac. Da, Rac, categoric. Bun, iar ca zile importante, 27 august, 16 august, 10. 10 august. Țineți minte ziua asta, 10 august, foarte importantă. 11 august. Și 5, hai, pe aici, pe acolo. Dar 10 august, foarte important. 11, la fel. Nu mai putea să fie și un 16, ia uite, iar și un 16. Da, 16 la fel, important. Și cam atât, 27, evident, da? Deci numere care ar mai putea apărea așa în jurul vostru, dar 16 și 10, în mod special. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și stabilă emoțional. E important. Ne revedem data viitoare, pe curând.